Comisia Europeană estimează o rată a șomajului în România de 8% pentru 2009, potrivit prognozei economice de primăvară. Această creștere a ratei șomajului reprezintă consecința frânării activității economice. O ameliorare este prevăzută în 2010, când rata șomajului se va reduce cu până la 7,7%, de la minimul record de 5% înregistrat anul trecut. Cât despre economia țării, Comisia Europeană prognozează pentru 2009 o contracție cu 4% și o stagnare în 2010. Cifrele înaintate de Comisia Europeană sunt similare cu cele prezentate anterior de FMI și Comisia Națională de Prognoză din România. Scăderea economică prognozată pentru România în 2009 este similară cu cea pentru zona euro. Pentru 2010, Comisia Europeană anticipează o scădere economică de 0,1%. În prognoza preliminară dată publicității în ianuarie, Comisia Europeană estima o scădere economică de 1,9% în acest an și o creștere de 0,4% în 2010 pentru zona euro. Potrivit ANOFM, rata șomajului a fost la sfârșitul lunii februarie de 5,3%. Cifrele înregistrate la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă arată că în luna februarie numărul total de șomeri înregistrați la nivel național a fost de 477.860 de persoane. Dintre aceștia, 347.707 provin din sectorul privat.